Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Continuăm să dezbatem divizia națională care este deja pe ultimii metri acestei ediții 2014-2015, una apasionantă. Chiar cu câteva momente în urmă s-a încheiat cea de-a 30-a rundă, mai este doar una din acest sezon care se va disputa la mijlocul săptămânii viitoare. În această rundă s-a disputat și eternul derby al Moldovei între Șerif și Zimbru. S-a terminat cu victoria celor de la Șerif Tiraspol cu scorul de 2-1. Dacă Zimbru ar fi reușit să termine măcar la egalitate, Șerif ar fi ieșit chiar de astăzi din lupta către titlul național. Așadar, mergem în continuare până în ultima etapă cu cele trei formații, Șerif, Milsami și Dacia, care pretind la titlul național. Vom avea, practic, o finală în trei, chiar dacă se va juca doar în doi la Orhei între Dacia și Milsami. Și Șerif este dependentă de acest derby de la Orhei. Discutăm în această seară despre divizia națională, despre fotbalul moldovenesc și cel internațional, fiindcă s-au disputat în această săptămână finala Ligii Campionilor la fete, semifinalele la băieți și Europa League semifinalele la băieți. Suntem așadar împreună cu Mihai Bologan, coordonatorul clubului Ideea, și Maxim Cerbagie, jurnalist. Bine ați venit la Ecoul Sportului. Bine te-am găsit. Așadar, o etapă halucinantă în divizia națională. Cu toții ne așteptam ca cele trei formații favorite la titlu să învingă în această etapă, dar mai erau poate undeva și câteva, nu știu, entuziaști care credeau în Zimbru că ar putea să încurce pe cei de la Șerif Tiraspol. Au mers lucrurile așa cum se așteptau specialiștii în această rundă? Într-adevăr, a fost un singur meci condumit suspans. El a fost condimentat de faptul că suporterii Zimbrului n-au putut oficial să ajungă la Tiraspol, deși de pe Facebook am văzut că unii au reușit și au postat și poze. Zimbru, într-adevăr, a luptat, a reușit egalarea, probabil noi n-au reușit mai mult și referam situația să câștige numai decât, în timp ce Zimbru, practic, pentru ei nu conta acest scor așa de mult. În cealaltă meciuri, cred că a fost un galop de sănătate și pentru Dacia, și pentru Milsami, și probabil mizează pe diferența de goluri, deși chiar dacă o să fie la egalitate, mă înțeles că o să fie meciurile de directe. Dacă va fi la egalitate, doar două formații. Dar noi avem în acest moment șansa să avem trei formații la egalitate. Da, și atunci o să contează golaverajul. Exact. Maxim, cum vezi tu în general această etapă? Această etapă halucinantă, 21 de goluri. Extraordinar că Tiraspol, că Șerif Tiraspol o să ia victoria în fața celor de la Zimbru. Cred că așa și trebuia să fie, de Dacia nici nu mai vorbim, la fel și de Tiraspol. Milsami cu Zărea la fel au făcut show acolo. Asta e situația, adică calculele hârtie s-au adeverit în această etapă. Exact. Să vorbim acum fiecare partidă în parte, așadar, eternul derby disputat la Tiraspol între Șerif și Zimbru. Au început cei de la Șerif mai bine, au deschis scorul chiar în minutul 5, însă Zimbri, cum spunea și Mihai, au reușit foarte repede să egaleze. În minutul 8 era deja 1-1, însă nu au putut să țină de acest scor. Dacă s-ar fi terminat 1-1, Șerif încă de astăzi era deja în afara titlului național. Au învins până la urmă cu 2-1, deci golurile marcate de Pairelli a egalat vremea și de Fiori a marcat golul victoriei pentru Șerif Tiraspol. 69 de meciuri jucate în eternul derby, atât în divizia națională cât și în Cupa Moldovei. De 38 de ori s-au impus cei de la Șerif, 14 ore Zimbru și 17 remize. Conduc detașat în meciurile directe Viespile. Conduc detașat, dar să ne aducem aminte că două din acele 14 victorii au fost în finala Cupei și au fost foarte importante pentru Zimbru. Desigur, cei suporteri Zimbrului, pentru care sunt și eu, de mult așteptăm momentul când se vor echilibra echipele. Balanța, da? Da, pentru că dacă ne ducem aminte, de la început Zimbru câștiga pe Șerif, chiar și după ce ei s-au calificat în divizia națională, a urmat o perioadă când victoriile se cam succedau. Exact. Apoi Șerif clar a început să domine și iată din moment acela, nu știu câți ani a trecut, poate 10, poate mai mulți, tot așteptăm un Zimbru mai puternic, mai combativ. Chiar dacă la numărul de victorii Zimbru rămâne în urmă, totuși chiar și meciul de azi a demonstrat că fiecare meci este disputat, nu sunt victorii clare, sunt victorii muncite și de o parte și de cealaltă. Și după ce am văzut noi chiar în vara anului trecut, după acea finală de cupă și de supercupă, fanii celor de la Zimbru chiar credeau într-o revenire a Zimbrului pentru a domina și ei în câțiva ani la rând aceste meciuri cu Șerif. Ce s-a întâmplat de anul trecut și până acum?
Bine, se știe oficial sau neoficial că sunt probleme la Zimbru. Din această cauză mai mulți jucători au plecat. Chiar la un moment dat se punea problema retragerii echipei din campionat, ceea ce ar fi fost o catastrofă pentru tot fotbalul moldovenesc. În fericire nu s-a ajuns la asta, însă este clar că problemele sunt de interior. Chiar și toate aceste conflicte cu fanii, eu cred că o bună parte din vină au conducerea și atât a clubului Zimbru, cât și altor cluburi, deoarece nu există o anumită comunicare între cluburi. Bine, un suporter a Zimbrului nu este obligat să iubească un suporter a Dacii sau Milsami sau Șerifă, dar toate chestiile de organizare a deplasărilor, ele trebuie să fie bine puse la puncte de conducători. Plus, cred că mulți jucători la Zimbru nu sunt motivați. S-a vorbit despre reduceri de salarii, sigur, un loc în mijlocul clasamentului și neparticiparea în cupele europene nu te motivează deloc. Au mai fost și unele înfrângeri, s-au mai schimbat antrenorii. Eu nu știu, e o perioadă nefastă, da? Și iată, acum se vorbește că va fi un nou patron, da? Zimbrului și poate asta va schimba ceva. Deși eu sunt un pic am anumite rezerve, deoarece planurile acestui patron este de a transforma Zimbru într-o echipă satelit pentru Rapid. Ceea ce nu e chiar bine în termen lung dacă Zimbru vrea să dezvolte ca un club bun, măcar ca la nivelul Șerifului. Însă chiar și ca un satelit al celor de la Rapid București nu ar fi mai bine organizată decât ceea ce este acum, locul 5 în campionat? Mă gândesc că un satelit al Rapidului nu ar fi pe locul 5 în Moldova, ar fi cel puțin al doilea după Șerif. Da, dar ambițiile suportelor Zimbrului este să fie o echipă care să domine, bine, să nu, poate nu să domine, dar să fie o echipă clar puternică în campionat și să fie combatibilă în cupele europene. Cum a fost cel puțin în sezonul trecut? Măcar play-off să ating în fiecare sezon și deja ar fi ceva. A eliminat trei echipe, ceea ce n-a reușit nimeni până acum. Și a învins chiar și PAOK acasă și poate cu anumit noroc să califica și în grupe. Ce lipsește, Maxim, celor de la Zimbru? Aceste plecări de jucători, lipsa de motivație, plecarea lui Kubarev, lipsa banilor la Zimbru. Ce s-a schimbat atât de radicală din toamna anului trecut și până acum, că regăsim pe Zimbru pe locul 5, dacă s-ar mai fi retras vreo două echipe, poate termina ultima. Cred că, în primul rând, lipsa de jucători și lipsa de finanțe, pentru că în secolul 21 pe asta se bazează orice echipă de fotbal și dacă e vorba de motivație, atunci orice club poate fi motivat și din moment ce ești în divizia națională trebuie să lupți și să optezi pentru un loc în Europa League, în Champions League și așa mai departe. În rest, nu știu, așteptăm vara, vedem poate careva transferuri, vedem poate un patron nou și așa mai departe. Urmează să vedem. Spuneam așadar 38 de victorii pentru cei de la Șerif. Ar merita Șerif să câștige titlul național sau Dacia și Milsame pe merit au și ele această șansă? Mihai, eu am fost la meciurile Șerifului din Europa League, din tururile preliminare Ligii Campionilor. Ceea ce m-a decepționat cel mai mult la această echipă, că ei nu pot la un meci de așa importanță să adune măcar 50 de fani, ceea ce e inadmisibil. Deci o echipă care se pretinde cu tradiție, cu multe titluri, trebuie să aibă un fan club puternic, numeros, și cel puțin să adune lumea. Au venit echipe foarte puternice, stadionul nici, nu știu, poate pe jumătate era plin. Deci, din acest punct de vedere, să spunem așa, dacă Milsami câștigă campionatul, noi garantăm că stadionul de la Orhei, fie el cât de mic, cu 3.000 de locuri, el va fi întotdeauna plin la toate meciurile. A și Fozer au demonstrat-o. Și da, la meciurile chiar, din sezonul trecut. Chiar și eu am fost la... Și chiar la Zimbru, la partida cu Saint-Étienne. Deci, da. Poate să umble chiar și Zimbru cei de la Milsami. Am fost atât la meci cu între echipe din Luxemburg și cu cea din Belarus. Stadionul era plin, într-adevăr, spectatorii susțineau Milsami, poate nu la fel ca cei din Chișinău, dar oricum. Dacia, dacă câștigă, iarăși... Încă nu știe unde joacă. După ultima declarație a președintelui celor de la Dacia, s-ar putea să joace la Tiraspol. Da, și atunci care sensul să ai o echipă în Chișinău, să joci meciurile din cantonat într-un sat?
Bine, eu nu văd o problemă să fie într-un sat, dar nu există o infrastructură, o modalitate ușor de a transporta un număr mare de spectatori în Spiești și înapoi. Dar nu este omologat pentru cupele europene, adică n-ar fi o problemă să fie într-un sat, dar un stadion omologat în care să joci până în grupele europene. A fost omologat pe timp când juca Zimbru în sfârșitul anilor 90, în 2000. Pentru că atunci nici UEFA nu avea cerințele pe care le are astăzi. Exact. Și dacă Dacia joacă la Tiraspol, nu văd. Eu nu văd câți spectatori din Chișinău ar veni, poate 100, 200 maxim. Și cei de pe loc nu cred că o să-i susțin. Poate ar fi mai interesant Milsami să câștige. Cel puțin se va cunoaște că, într-adevăr, ei reprezintă un oraș și cel puțin va fi o bucurie în Orhei, așa putem spune. Dacă să câștige Dacia, așa cum a câștigat și data trecută titlul, n-a fost mare bucurie prin Chișinău, nimeni n-a sărbătorit până noapte, poate o sărbătorit câțiva. Maxim, deci avem trei formații, cum spune și Mihai. Una dintre aceste trei trebuie să reprezinte Moldova în Liga Campionilor, celelalte în Cupa UEFA, fosta Cupa UEFA Europa League, la care se adaugă și deținătoarea cupei. Va fi tot una dintre Dacia și Sheriff, așadar se va duce mai departe la locul 4, care este FC Tiraspol. Da. Așadar vom avea trei formații în Europa League și una în Liga Campionilor. Care ar putea fi mai bine să ne reprezinte în Liga Campionilor? Care ar fi echipa care reprezintă Moldova? Sheriff Dacia sau Milsami? Din câte spune Mihai, Milsami ar fi formația care mai bine ne-ar reprezenta ca și stat. Ca și popularizarea a sportului, ca și atragerea spectatorilor. Da, dacă ține de atragerea spectatorilor, de ceva nou în fotbal moldovenesc, atunci desigur ar fi binevenit ca Milsami să fie deținătoarea trofeului din anul acesta, însă urmează să vedem, adică meciul de la Orhei urmează să decidă absolut tot. Da, Dacia are acolo 3 puncte diferență în clasament, dar urmează să vedem. Milsami în meciul de astăzi a bătut 5 goluri, Dacia la rândul ei 8, dar sunt echipe destul de puternice și urmează să vedem ce fotbal au să demonstreze și n-ar fi rău ca Milsami să ne reprezinte în Champions League și următoarele trei în Europa League. Pentru Moldova, cred că un lucru important ar fi să avem o echipă care, într-adevăr, să aibă șanse de a ajunge în grupele Ligii Campionilor, ceea ce ar fi o premieră. Sheriff a avut câteva sezoane echipe care, într-adevăr, puteau să ajungă departe și de două ori s-au calificat în play-off. Și în sezonul trecut, cu Slovan Bratislava, a fost foarte aproape. Da, dar, sorry, cu Slovan erau mult mai buni și au pierdut. Nici până acum nu pot explica cum au reușit să pierdă și calificarea în play-off și în grupele Ligii Europa. Acum avem trei echipe care sunt destul de echilibrate. Mă refer la Milsami, Dacia și Sheriff, dar nu știu cât este de combativi ele pe plan european. Adică, probabil, o etapă preliminară putea să treacă. Mai departe, nu știu. Sigur, ar fi bine să avem măcar o echipă în grupele Ligii Europa. Asta atrage mai mult interes pentru campionatul nostru, ar aduce mai multe resurse financiare echipei, care ar putea, respectiv, salarii mai mari, poate să mai facă anumite transferuri. Și, în orice caz, sunt sigur că, dar ce clar că aceste echipe ne vor reprezenta în grupele europene, patronii probabil vor face câteva transferuri pentru a-și întări echipă, pentru că una se mizează pe niște jucători, poate și mai tineri și mai locali, ca să câștigi campionatul, dar la nivel internațional sigur trebuie să întăriri. Totodată ar fi și un plan ca pentru campioana Moldovei, fie ea Sheriff Milsami sau Dacia, să încerce să parcurgă cât mai mult în Liga Campionilor. Probabil planuri de grupele Ligii Campionilor în acest sezon nu le au niciuna din cele trei, fiindcă nici la Sheriff nu mai sunt jucătorii și investițiile care au fost, și să ajungă cât mai departe în Liga Campionilor ca să cadă după care în Europa League într-un tur cât mai avansat, măcar să ajungă în turul 3 al Ligii Campionilor, să cadă în play-off-ul Europa League. Trebuie să treacă de două echipe, dacă mă greșesc, dacă ajung în play-off-ul. La campioana Moldovei pornește din turul 2 preliminar în Liga Campionilor. Da, deci trebuie turul 2 și turul 3. Și turul 3 să fie în play-off-ul Europa League. Da, 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 exact. Nu știu, eu nu cred că, adică pentru mine toate trei echipe sunt la același nivel și fiecare dintre ele o să ne reprezinte cam în același mod, pentru că
vedem chiar după clasament, nu există un favorit sau un lider propriu-zis. Și că asta e situația. Și nici după investiții nu avem mare lucru în acest sezon. Bătaia este foarte mare pentru a prinde acest titlu național. Or, golele sunt foarte mari, însă ca și pe plan financiar nu s-a investit foarte mult și în Europa foarte departe nu vor ajunge, dacă nu vor face ceva, nu știu, vreo minune în vară. Însă este foarte puțin timp. Undeva în 20 iunie deja începe campania preliminară și în Liga Campionilor și în Europa League. Și foarte, foarte rău că nu s-a investit, deoarece cu toții știm că toate echipele participante în cupele europene primesc anumiți bani de la UEFA, indiferent de rezultat, chiar și dacă doar pentru participare. Da, pentru fiecare calificare, meci câștigat. Mai ales sezonul ăsta va fi dublu față de 2014-2015. Exact. Și cei care se califică în Liga Campionilor câștigă mult mai mult decât în Liga Europa. Deci chiar miza câștigării campionatului național e foarte importantă din acest aspect financiar. Deci o echipă câștigă mai mult. Și probabil s-ar fi meritat că Eu cred că la Milsami s-a investit în jucători mai mult, că echipa din acest an e mult mai bună decât anul trecut. Probabil și la Dacia, la Șerif, nu cred că echipa e mai bună decât sezonul trecut. Vom vorbi mai multe și despre Milsami, înainte de a spune că Dacia Chișinău s-a impus în această etapă cu 8-1 la Speia în fața celor de la Academia. Prima repriză nu a fost una spectaculoasă, doar 2-0 cu un gol marcat în minutul 39 din penalte de Dvale. După care, în repriza a doua, practic, a început o sarabandă de goluri de la Speia, o ploaie de goluri în poarta celor de la Academia Roșii și ei în cele din urmă, prin fostul jucător al celor de la Zimbru, Anatol Cheptin, un gol de onoare, însă scorul de 8-1 nu este prea mare pentru un final de sezon? Unde sunt golurile celor de la Academia, o formație care câțiva ani în urmă încurca pe cei de la Șerif? Deci nu pot să înțeleg că am fost la două meciuri Academie cu Zimbru în Chișinău și de fiecare dată s-a încheiat cu 1-0 pentru Academie și nu înțeleg cum erau așa de motivați contra la Zimbru și făceau faza de apărare destul de bine, adică practic greșelile nu prea au avut și în același timp și-au permis să scape 8 goluri de la Dacia. Mi se pare cel puțin straniu, adică nu vreau să spun că e blat, poate nu este, dar mi se pare o atitudine mai selectivă a celor de la Academie față de adversari. Maxim, un scor destul de mare pentru o penultimă etapă. Clar că Dacia are pentru ce să marcheze, a avut pentru ce să joace. Cei de la Academie nu mai aveau nicio problemă nici cu clasamentul, nici pentru vreo miză în această partidă. Personal, cred că și-a jucat rolul finalul sezonului, deoarece asemenea echipe ca Academia nu au rezervele pe care le are Dacia, acei jucători, acea motivație și așa mai departe. Așa că se întâmplă 8-1 pentru așa o echipă ca Academia. Asta e situația. Dar asta nu e nivelul ei. Adică Academia chiar și în etapă, nu țin minte exact scorul din ultimele etape, dar au arătat meciuri bune. Da, nu și-au permis să pierdă în așa mod, însă se mai întâmplă cu orice echipă. Deci 8-1 și acest rezultat din această etapă egalează meciul Tiraspol cu Dinamo Auto, tot un 8-1 și după numărul de goluri 7-2 Șerif cu Dinamo Auto. Vedem că cei de la Dinamo Auto sunt formația care primește cele mai multe goluri în acest sezon, urmat și de cei de la Academia și de la Zarea. Trecem și pe la celălalt meci de la Tiraspol și este chiar o coincidență destul de, nu știu, i-aș spune doar hazlie pentru fotbalul european. La doar câțiva metri distanță, două stadioane, două meciuri din divizia națională, Tiraspol cu Saxan și Șerif cu Zimbru. Probabil nicăieri în Europa nu se mai întâmplă așa ceva. Două partide din campionatul național, prima ligă, la aceeași oră, în același loc, două stadioane omologate pentru cupele europene, unul lângă altul. Mihai, eu țin minte când eram fan Zimbru, erau 8 echipe în divizia națională și în timpul iernii se juca pe două stadioane artificiale, la Zimbru și de la Șerif, toate meciurile. Și probabil se mai juca și meciuri din divizia pe stadionul de la Sculeni, sau Buiucani. Atunci era și mai neobișnuit, adică îți dai seama. Acum, cel puțin, există mai multe terenuri artificiale, dar, da, așa situație cu două meciuri. A mai fost la baza Zimbru, acum vreo două sezoane, Rapid juca cu Zimbru pe stadionul principal, iar pe cel secundar arenda Dacia
baza Zimbru și juca o partidă cu, nu mai țin minte cu cine, însă era undeva prin timpul sezonului, nu era o miză așa de importante, însă acum când tu îți joci practic titlul pe masă, să dai și celor de la Tiraspol să joace alături de tine, chiar glumea lumea pe rețelele de socializare, fiindcă dacă cel puțin stadionul central al celor de la Șerif este cumva acoperit, mai greu este să iasă mingea, însă din partea cealaltă este foarte ușor să ajungă mingea în stadionul celălalt. Da, e bună. O situație destul de hazlie la Tiraspol în această etapă. Am rămas dator și cu scorul. Tiraspol s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Saxan Cheader Lunga. O formație a celor de la Saxan care, iată, i-au dus pe cei de la Mirsami să se roage să poată să câștige acest titlu. Dacă ar fi învins la Cheader Lunga, practic Mirsami și Dacia luptau acum doar în două pentru acest titlu național. Păi, din meciul ăsta, fece Tiraspol cu Saxan, sunt curios cât spectatori au fost, pentru că... Au avut de ales. Adică nu înțeleg care a fost motivarea să vezi meciul ăsta în loc de meciul Șerif cu Zimbru. Și asta e iarăși o scăpare pentru fotbalul moldovenesc, pentru că se organizează meciuri astfel că chiar și puțini spectatori practic nu au posibilitatea să vină la meci. Alegerea este evidentă. Saxan ai pomenit, de a... Probabil e surpriza plăcută a campionatului, a avut meciuri foarte tare. Chiar în debutul sezonului. 1-1 cu Șerif, a avut victorii. Egal cu Dacia, egal cu Mirsami, acum încă o victorie cu Mirsami. Având un stadion cu număr mic de... Ceva de genul ca la Buiucani. Cu tribună mică, întotdeauna e plin, lumea vine mai mult decât în cap, e atmosferă caldă, așa aș spune. E bine, deci campionatul Moldovei are nevoie de astfel de echipe care reprezintă pe cineva, știi că... Care identitate, care joacă pentru propria da, știi localitate, că, dacă nu echipa este obligatoare. Știi că cineva se bucură, eu după criteriul ăsta văd echipele, aici în spatele nostru apare sistemul Veres Chișinău și întotdeauna mă întrebam cine e Veres, cine e spatele lor, ei puteau să devină campioni în sezonul ăsta, părăsit de pe locul întâi, deci ne avea să se bucură pentru ei, eu nu știu, poate rodele jucătorilor sau prietenii, dar... O formație care a pornit din Drăgănești, a jucat și la Chișinău, a jucat și la Stăuceni, a jucat și la Ternovca. Și la Ghirighici. Și la Ghirighici. Și la Vadului Vodă. Și la Vadului Vodă. Fiindcă acolo și-a început în divizia națională, acea victorie cu Șerif. Mai trebuia să trec pe la Otaci. Și pe la Zimbru. Și pe la Zimbru. Fiindcă la Zimbru au trecut multe. Full complet. Am spus că cei de la Saxan, o formație bine închegată, care practic le-a... Dacă cei de la Mirsami vor pierde titlul în ultima etapă cu Dacia, și meciul de la Saxan se va număra între erorile celor de la Mirsami. Da, e o echipă dificilă, ei nu prea au pierdut la scor, bine, nici nu au marcat multe goluri, dar, mă rog, e un adversar incomod și, desigur, în ultimele etape, presiunea era atât pentru echipele acestea trei să câștige pentru rămâne în titlu, cât era și presiunea pentru oponenții lor care... Nu știu, poate erau stimulați sau nu de alte echipe ca să rupă puncte. Saxan a reușit, Zimbru, de exemplu, n-a reușit. A jucat cu toate trei echipe și, din păcate, a pierdut. Nu știu, ar fost frumos să ia la toate trei puncte, dar asta e. O formație a celor de la Saxan antrenată de Vladimir Lutei, se știe, un ucrainean care are mari ambiții la oricare formație unde a fost, a avut rezultate destul de bune și cu un produs nu prea mare, nu s-a investit nici la Rapid unde a fost el, nici acum la Saxan, dar cu rezultate bune. Ne-am imaginat ce ar face el poate la Dacia, la Mirsami, unde sunt pretențele mai mari și investiții mai mari. Dar nu a avut așa șansă, nu a avut astfel de oferte. Este o întrebare către patronii acestor echipe. Sigur, patronii acestor echipe sunt însă și tehnicienii. Îi vedem pe marginea terenului ca și lei sunt. Asta deja e mai puțin un fotbal, e mai mult, show. Mai mult o parodie pentru fotbal, pentru că patronul trebuie să fie patron și antrenor. Deci fiecare trebuie să-și vadă cel mai bine de ce poate. Patronul trebuie să găsească un antrenor foarte bun, ca să nu stea el pe banca de rezerve. Și antrenorul trebuie să ocupe de echipă. Așa cred eu că trebuie să fie o echipă. Din păcate, la Dacia e un pic altfel. Mergem mai departe. Vom vorbi și despre tot ce se întâmplă la Dacia Chișinău și despre această parodie cu patronul, manager, suporter numărul 1, antrenor.
Milsam Iorhei s-a impus astăzi cu 5-0 în fața celor de la Zarea Bălți, pe teren propriu, dubla lui Cristian Bud, alte goluri marcate de Patraș Andronic și Suvorov. A revenit Suvorov în fotbalul moldovenesc din Amoliga în Divizia Națională, s-a reîntors după mult timp în Divizia Națională, am putea să spunem. Chiar dacă zâmbim, din Amoliga a ajuns la echipa națională. Amoliga a pierdut un jucător de valoare. Dar l-a câștigat echipa națională. Păi să sperăm că, și Divizia Națională. Să sperăm că arată același joc pe care, cu care ne-am obișnuit fiind la echipa națională. Sigur că jucătorii de talie lui Suvorov nu trebuie să ajungă la un moment dat să participe în campionate de amatori. Deci asta e, cred că e sub demnitate unui fotbalist. Dar dacă ales să participe, e ok. Din câte știu eu, în Amoliga joacă fie amatori, fie veterani care și-au pus ghetele în cuișcă. Mini-fotbal. Avem și campionate de amatori în fotbalul mare, dar el a ales mini-fotbal amator. Mai ales mini-fotbal. Adică curtea școlii, cam am putea spune. Da. Dar de acolo începe mini-fotbalul. După proporții, exact. cam așa. Bine, eu urez succes, sper să mențin. Poate a fost doar o perioadă de reacomodare, de revenire, de pauză. Orice jucător profesionist, de obicei, dacă nu joacă, cel puțin se antrenează cu o anumită echipă, adică el păstrează contactul cu fotbalul mare. Să joace în așa ligă, nu mi se pare serios. Da. Mă rog, asta e. Ok, am spus toate rezultatele. Milsam Iorhei, Zarea Bălți 5-0, Dacia cu Academia 8-1, Șerif Zimbru 2-1, Tiraspol cu Saxan 3-1. Astea au fost toate. M-am pornit cu un suflu foarte mare să spun rezultatele, dar avem doar 4 meciuri în fiecare etapă. S-au retras cei de la Veris și de la Costuleni. Avem o ligă foarte, foarte subțire. Mergem mai departe, spuneam despre cei de la Dacia că au o situație destul de incredibilă, cu toții ne întrebăm dacă Dacia se va impune în meciul de la Orhei și va deveni campioană, cine este antrenorul celor de la Dacia care ar trebui să se bucure de această reușită? Patronul. Patronul. Dar nu există altă persoană. Pentru că au început cu un antrenor, au mers mai departe cu Kubarev, au revenit cu Semionov, continuă cu Șișhanov, este și Dobrovolski. Acum patronul, într-adevăr, pot să-și asume meritele, pentru că în modul în care el a condus echipa, Dacia ar putea să câștige. Da? Și în cazul ăsta putem spunem că e meritul lui. Da? Așa cum am spus anterior, nu e ok pentru fotbal. Ar fost mai bine să fie Dobrovolski, fie alt antrenor, fie același Kubarev care a început la mijlocul sezonului, dar a jucat în un meci și a plecat și el. Și n-a plecat cu multă pace. Știm că în presa din Belarus a tunat destul de bine și cu ploaie și cu grindină despre ceea ce se întâmplă în Divizia Națională la Dacia și cred că nu este un CV foarte bun pentru fotbalul moldovenesc la ceea ce a spus el acolo. Și mare parte adevăr. Foarte bine că a spus-o, pentru că ne mai deschide și nouă ochii și ne dăm seama ce se întâmplă, pentru că sigur, în culisele fotbalului se întâmplă lucruri care nu apar la televizor, nu se discută, dar e bine că din când în când mai primim și un duș rece ca asta, ca să știm cel puțin unde să ne orientăm, ce să facem, cum să schimbăm fotbalul. Doresc mai departe să vorbim despre suporteri, ceea ce se întâmplă cu suporterii din Divizia Națională. Va trebui să continuăm mai departe și cu Adlan Șișhanov, dar înainte de toate să vedem un rezumat al derbiului Capitalei desfășurat în etapa precedentă, să vedem cum s-au comportat galeriile celor două formații, între toate și cum s-au comportat forțele de ordine care încă o dată au fost depășite de fenomenul fotbal. Știu doar să bată, să lovească, să dea cu bâta, să lase câinii să muște, să lovească, însă încă nu au ajuns la cea conduită să știe cum să se comporte față de acest fenomen fotbalul și în special față de ultras. Nu că i-aș apăra pe suporterii celor de la Zimbru și de la Dacia, însă în mai toate țările avem deja tot felul de steward și de persoane abilitate care să lucreze cu astfel de suporteri. Dacia a făcut un pas important spre titlu în urma victoriei în fața marii rivale Zimbru în eternul derby al Capitalei. Lupii galbeni s-au impus la limită cu scorul de 1-0 și își păstrează avantajul de 3 puncte în clasament față de Șerif Tiraspol. Golul victoriei pentru Lupii galbeni a fost reușit de discipolul școlii de fotbal Dacia, Eugen Kociuk, care l-a învins pe rusul cu un șut puternic din interiorul careului după o combinație cu Frunză. Tânărul mijlocaș a declarat că partida cu galben verzi a fost una dificilă pentru echipa sa. Nu nas campionstvo, na că nu au Zimbru nicio не решается. Поэтому они более раскрепощенно, что ли, играли.
am tijelie, bă. Atmosfera pe stadion s-a încins după ce și-a făcut apariția Galeria Daciei. Bătaia a început după ce suporterii echipei Dacia interziși la meci au pătruns pe stadion și au aruncat cu materiale pirotehnice. Fanii Zimbrului s-au luat după ei și totul a degenerat în violențe. Mai târziu s-au produs altercații între fanii echipei Zimbru și poliție, iar 15 suporteri au fost reținuți. După partidă, patronul Daciei, Adlan Șișhanov, a fost aspru în declarații și a declarat că nu acceptă o înfrângere a Daciei în fața Zimbrului. Я радуюсь, когда выигрываю принципиальных соперников. Для меня, еще раз говорю, проигрыш таким командам, как Зимбру и Тирасполь, оскорбительный. Для меня проигрыш Шерифу, я воспринимаю нормально. А таким командам проигрывать, мне лично стыдно. Antrenorul Zimbrului, Viaceslav Rusnac, a comentat altercația la care au participat suporteri echipei de pe strada Butucului. Fotbalul e pentru spectatori și pentru fani în același rând. Eu nu cred că e normal asta, bătăliile în afara terenului de fotbal, dar fiecare își exprime voința cum vrea el și cred că cât mai puțină va fi provocarea și mai puțină interzicerea fanilor, va fi mai bine. Cu fanii trebuie de lucrat și nu trebuie de interzis. Asta e părerea mea. Unul dintre cei mai activi jucători pe teren în componența gazdelor a fost Alexandru Dedov. Acesta a declarat că partida a fost una egală. Ne-am dorit foarte mult acest rezultat, să luăm 3 puncte acasă față de suporteri, dar n-am reușit și îmi pare foarte rău. Eu cred că n-am pierdut în componente, o greșeală, ați văzut, în restul, la urmă de-am avut încă două momente, când noi de-am ne-am desfăcut, am fugit în atac să batem și noi gol. Dar așa, în rest, a fost meciul egal și eu cred că dacă nu greșeam la momentul acela, se termina 0-0. Pentru Dacia urmează partida cu Academia, iar Zimbru va face deplasarea la Tiraspol, unde se va duela cu campioana în titră Șerif Tiraspol în derbiul Moldovei. Ambele partide sunt programate pentru 15 mai. Am ales acest subiect, acest rezumat din derbiul capitalei desfășurată cu etapă înainte, anume pentru a vedea ce se întâmplă cu suporterii echipelor din Republica Moldova. Totul a început practic de la Speia, când cei de la Dacia i-au interzis celor de la Zimbru să vină cu galeria la Speia. Avem o situație în care stadioanele sunt practic goale, mai mult doar și pe aceste grupuri de fani se și bazează fotbalul moldovenesc și am ajuns să-i interzicem și pe aceștia pe stadioane. Mihai, făcând abstracție de ceea ce s-a întâmplat în timpul meciului, trebuie să recunoaștem că doar aceste persoane, într-adevăr, sunt fani ai echipelor, pentru că în rest sunt oameni care nu prea au treabă cu fotbal. Așa cum am spus, sunt prieteni, rude, nu știu, cumătri, vecini, care în timpul meciului nu scandează nimic, doar iată, Dacia a marcat gol și deodată s-a observat că jumătate din oameni țineau cu Dacia, dar nimeni n-a strigat Dacia sau... Dacă marca Zimbru, aceia ar țineau cu... Dacă... aplaudau cu Zimbru. Da, puteau să... Adică... Au venit la cinema, când este mai... Da, regia mai frumoasă, este atunci bere, aplauzi. Popcorn... În schimb, acești fani, ei vin la, practic, la fiecare meci, ei scandează, ei fac atmosferă, îți imaginează... Chiar și cei ai Dacia, care au fost interziși. Pentru că și ei își meritau dreptul pe stadion, fiindcă a fost un orgoliu a conducerei Zimbru pentru a interzice, pentru a întoarce acel serviciu, că nu i-au lăsat. Nu e vorba de orgoliu, e vorba de... Păi, lor li s-a interzis la 3 meciuri până atunci și astăzi deja 4-lea meci. Asta nu e... Nu e normal, desigur. E normal și era o reacție de răspuns, nu știu, simetrică, da? Însă, în plan general, nu este normal ca să interzici nici la Dacia, nici la Zimbru, nici la Șerif, fiindcă doar pe asta se mai și bazează fotbalul moldovenesc, pentru a mai avea ceva frumos, doar pe aceste grupulețe de suporteri, care sunt din ce în ce mai puține, fiindcă și galeria de la Zimbru, anii trec, generația aceasta, chiar și de la Oastea Fiara și de la Ultra Boys, băieți încetul îmbătrânesc, din spate mai vin tinere, dar... Nu, eu am fost în galerie cu circa 10 ani în urmă și pot spun că băieți care erau atunci sunt foarte activi și acum și într-o galerie și altă, atunci era una singură. Plus la asta sunt foarte mulți tineri și galeriile se dezvoltă, adică eu aș spune că în prezent sunt mult mai mulți decât cu 10 ani, când zicem așa, ne adunam până la 30 de oameni în deplasare și acasă tot cam așa. Bine, pasiunea era tot intensă, dar ca număr acum sunt mai mulți. Vorbesc de fanii Zimbru. Sunt anumite tentative la alte cluburi să mai dezvolte cultura asta de fani. Văd la Milsami, este un fan club. La Nisporeni. La Nisporeni, ceea ce iarăși e bine pentru fotbal. Deja fan clubul Dacii nu e clar.
El cel puțin odată s-a dizolvat, a venit alții, eu nu știu la câte generații de fani sunt, mai puțin mă interesează. Maxim, cum spuneam, în ansamblu aceste interziceri, cât sunt ele de binevenite sau de negative? Desigur că nu sunt binevenite deloc din moment ce, adică cum, voi nu permiteți, noi nu permitem, nu știu cum de grădiniță de copii și nu știu ce iese din asta, oricum nimic bun. Și fanii până la urmă tot se duc. Da, interzici, dar se duc. Și Zimbru s-a dus la Speia, da, și Dacia au intrat, da, acum, da, la Zimbru. Da, nu știu, așa comportament nu este... Nu putem să admitem așa comportament în secolul 21, în anul 2015, să fie bătăi între fanzone, securitate, adică cum, acolo e securitate, 2-3 soldați sau nu știu mai ce acolo. Asta ce e securitate? Acolo sunt băieți în toată firea, acolo... Dacă ies cu o bătaie, nu te mai oprește nimeni și trebuie într-adevăr să învățăm din campionatele europene, unde începând cu anii 90 poți să numeri pe degetele de la mână asemenea eșecuri, pentru că într-adevăr ai de unde învăța și trebuie să iei lecții, nu să faci așa show-uri, să iei, nu știu. Dar sunteți de acord că dacă cei de la Dacia au... Cei de la Zimbru ar fi lăsat pe fanii de la Dacia să vină la stadion într-un grup organizat, să nu aibă această interzicere, nu ar fi avut loc ca un astfel de spectacol din partea ambelor galerii? Spus anterior, cum un fan Zimbru nu poți să-i impui să se iubească un fan Dacia. Altercați pot să apară în orice moment. Dar nu de acest sens. Fiindcă a fost practic o provocare bine regizată de cei de la Dacia. Dacă ar fi fost de la începutul meciului, scandau, se întâlneau după meci, făceau în timpul unui derby, nu poți să eviți un asemenea risc. Dar haideți să spun eu sincer, câți fani sunt? Au venit la Dacia 10, poate 15 persoane și la Zimbru câți erau? Poate 100, poate 150 în total. Păi chiar nu se poate de organizare. Adică nu e vorba de sute de oameni sau mii de oameni care, eu nu știu, iarăși la nivel de organizare meciului, îți planifici cum plasează forțele de securitate. Dacă sunt două galerii ale Zimbrului și una stă într-un capăt de stadion și una în alt capăt și ai nevoie de prea multe forțe ca să îi aperi și pune și pe alții și dacă mai vin și cei de la Dacia și pe ei aparte, atunci poate are sens toți fanii Zimbrului să-i pui pe același sector ca să optimizez forțele de ordine care ai nevoie. Sunt chestii de planificare. Ceea ce m-a deranjat foarte mult, ceea ce am văzut, am fost la meci, dar ce puțin faza asta cu câinii, n-am văzut că s-a întâmplat. Fost în spate. Eu nu cred că forța asta a fost justificată din partea polițiștilor. Adică e o măsură prea dură. Mai ales l-au prins pe unul, l-au pus jos la pământ și da, 10 polițiști și cu picioarele și cu pumni și cu câinii. Da. Nu e normal, adică utilizarea câinilor e o forță numai pentru cazuri extreme, adică când sunt atacați polițiști. Da. Pentru oprire, nu știu, se putea de găsit alt. Bine, asta nu justifică atitudinea fanilor sau... Dar cred că forța a fost utilizată disproporționat. Și mai ales că a fost mușcat și un cameraman de la o televiziune. Nu au fost bine organizați nici cei de la Zimbru, nici securitatea care se ocupă la acest meci, tot care este achitată de cei de la Zimbru. Ei trebuiau să știe că la meci cei de la Dacia cu siguranță vor veni. Da, vrei, era clar vrei, că vor veni. Da, vrei, nu vrei. Sau trebuia să fie la poartă persoane care să cunoască aceste persoane. Fiindcă de foarte multe ori vedem persoane în civil care filmează, fotografiază tot felul de suporteri. Pentru ce mi-ai filmezi și mi-ai fotografiezi dacă tu nu ai o bază de date și tu nu ești în stare să identifici măcar unul din 10 persoane, să-ți dai seama că acesta este de la Dacia și să le interziți să nu intre individual pe stadion. Și nici așa n-ai dreptul să le interziți dacă eu vin individual și nu vin ca și galerie. Eu mi-am achitat bilet. Cum poți să-mi interzici? Când ne vom vedea după asta pe stadion, deja e planul nostru. Deci, da, dacă ai interdicție, ai interdicție. Deja poți să ai vii, interdicție ca și, ca, chiar și ca, fan ca al Dacei, nu ca și interdicție persoană. Ca persoană. De exemplu, ca huligan. Da? Ești un huligan, nu ai voie pe stadion și gata. Psihotarii nu există categorii că vii ca fan sau vii pur și simplu. Deci dacă ai interdicție, ai interdicție atât. Păi în regulament național îi scria fan grupul Zimbru este interzis la Șerif, fan grupul Dacia interzis păi la da, Zimbru. Dacă vii din cont propriu, bine, fan grupul interzis. Eu spun de situația când, de exemplu, poliția a identificat o persoană
care prezintă pericol, da, pentru ordinea publică și îi se aplică interdicții de a veni pe stadion. Atunci se ia pe persoană, dar dacă fan grup, fiecare vine individual și nimeni nu-i atins pe cei băieți din, cum îmi țin minte ce sector erau, până n-au început scandează și s-au rânci torți. Mă rog, s-au manifestat, asta e. Mergem mai departe, să sperăm că în sezonul viitor nu vom mai avea astfel de probleme și cluburile vor lua măsuri mai importante și de securitate și nu vor mai fi aceste interziceri care, dacă vor continua, vor provoca și la mai multe probleme între galeriile din fotbalul moldovenesc. Avem și un alt provocator care a încins bine spiritele la acest derby. Să vedem un material video, după care ne vom da seama. Suspendări pe bandă rulantă în fotbalul moldovenesc. Comitetul de competiție al FMFI a venit cu suspendări și amenzi în urma derbiului din etapa trecută dintre Zimbru și Dacia. Formația Zimbru, în calitate de club organizator, a fost amendată cu suma de 4.000 de lei pentru deficiențe în asigurarea securității spectatorilor și a celorlalți participanți la meci, fiind admisă intrarea pe stadion a persoanelor ce aveau asupra lor obiecte interzise, ca fumigene și petarde, inclusiv utilizarea acestora în timpul jocului. La rândul său, Dacia va plăti 8.000 de lei din visteria clubului, dintre care 2.000 vor fi achitate pentru gesturile nesportive ale lui Adlan Șișhanov și Dumitru Celiadnic, la adresa suporterilor echipei Zimbru. De asemenea, Adlan Șișhanov a fost suspendat pentru ultimele două etape a diviziei naționale și nu își va putea conduce echipa de pe banca tehnică, cum obișnuiește să o facă. Acesta nu va avea dreptul să se afle nici în vestiarul echipei, nici în tribuna oficială a stadionului. În ultimele două etape din campionat, Dacia nu se va putea baza pe capitanul său, Vyacheslav Posmac, care a fost eliminat spre finalul partidei cu Zimbru. Am văzut și gesturile managerului celor de la Dacia, Adlan Șișhanov, făcute către fanii celor de la Zimbru. După astfel de gesturi, și în spatele lui era și Celiadnic, un fotbalist care poate în viitor vrea să ajungă și la echipa națională. Trebuie să vorbim și despre astfel de cazuri, când la stadion vin copii, au fost și juniori ai celor de la Zimbru și de la Buiucani, care vor să devină cândva ca și idolii lor din teren. Cum poți să devii ca și idolul tău, care el arată gesturi obscene către o galerie? Dar vorbim acum despre managerul, despre persoana care ar trebui să fie cel mai mare exemplu al unui club, Adlan Șișhanov. Bine, haideți să spunem că de emoții și de bucurie imens a făcut aceste gesturi. În același timp, în alte campionate, ne ducem aminte de Gigi Becali și nu numai, tot există patroni excentrici, dar că ei nu ies pe teren și nu se adresează galerie. Și adică, niște au nu este dat. Adică faptul, chestia de rivalitate, de ur, ea există în fotbal, dar ea nu se manifestă la cel mai jos nivel. Ea altfel se manifestă, un pic mai diferit. E regretabil că așa ceva se întâmplă. Apropo, nu știu dacă Dacia și-a rezolvat problema cu licență. S-a rezolvat. Și-a rezolvat, da. Au achitat. Cel puțin au venit cu un document care acel jucător a spus că nu mai are pretenții de la Dacia și s-a rezolvat. Dacia ar trebui să-și rezolve problemele și deja după ce se bucuri. Să aibă un stadion mai în Chișinău și să aibă suporter numai din Spiea și un autobuz două câte vin în Chișinău. Da. Maxim, două etape de suspendare pentru Adlan Șișhanov pentru a nu intra în incinta unui stadion de fotbal. Este puțin? Puțin, desigur puțin. Și vedem iar eșecuri în organizarea fotbalului la noi. Desigur, antrenorii ar trebui să fie testați psihologic. Vedem că psihologic antrenorii patroni nu toți rezistă. Așadar, se întâmplă ce vedem pe ecrane, ce văd copiii pe stadioane și cum să-ți mai duci copilul după asta la un meci de fotbal, nu? Adică... Da, apropo, am fost cu băiatul meu de 5 ani. Cel mai bun lucru că el nu înțelege chiar toate gesturile, dar sunt sigur că peste câțiva ani o să înceapă să observe. Și, de exemplu, acum el e entuziasmat că vrea la un moment dat să joace, să ocupe cu fotbalul. Și desigur, chestiile astea demotivează din acest aspect. Și, adică nu există absolut niciun lucru pozitiv în acest fapt. Spunem că suporterii sunt rei și ei vorbesc de urât o persoană sau o echipă,
Bine, ei sunt suporteri, dar cel puțin tu ca patron trebuie să fii un pic mai sus decât toate astea. Și așa, nu există comunicare. Acum, după gesturile lui patronului Dacia, eu nu cred că o să fie mare comunicare cu Zimbru mai departe. Mai ales dacă mai ținem cont și de relația actualului patron cu clubul Zimbru, cu stadionul Zimbrului. De... Cândva a fost patron și acolo. Da, și asta iarăși urât, adică. Surpriza este cu totul alta. Două etape de suspendare primită din partea Federației Moldovenești de Fotbal după incidentele de la derbiul Capitalei, însă ieri la ședința Comitetului de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal s-a venit cu o altă decizie. Să vedem care este. În urma recursului făcut de Adlan Șișhanov, patronul echipei Dacia Chișinău, la pedeapsa primită pentru gesturile obscene adresate galeriei formației Zimbru, Comitetul de Competiție al Federației Moldovenești de Fotbal a decis să reducă din suspendarea inițială. Datorită faptului că Șișhanov și-a recunoscut fapta și a exprimat regretele și a plătit amenda primită, s-a hotărât ca perioada de suspendare să fie de numai o singură etapă în locul celor două dictate la prima decizie. În cazul în care managerul dacilor va recidiva într-o perioadă de probă de 6 luni, prin săvârșirea repetată a unor încălcări similare ale regulamentului, atunci se va reveni la pedeapsa inițială, la care se va adăuga sancțiunea suplimentară impusă pentru noua abatere. Amintim faptul că la sfârșitul partidei între Zimbru și Dacia Chișinău din derbiul Capitalei, Șișhanov a afișat un comportament necorespunzător față de fanii echipei gazdă, fapt care a dus la citarea lui în fața Comitetului de Competiție al FMF. De cei de la Federația Moldovenească de Fotbal l-au iertat pe Șișhanov și el a venit cu scuze față de Federația de Fotbal, de cei de la Zimbru, și a achitat amenda personală. Cei de la Federație l-au iertat o singură etapă, nu a stat pe bancă astăzi la partida cu Academia și va veni din nou pe banca tehnică la partida cu Milsami, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat după meciul cu Zimbru. Mihai, să apreciem faptul că spre deosebire de unii fani Dacia, domnul Șișhanov și-a cerut scuze. Nu avea de vest, n-ar fi intrat la meci. Eu nu vreau să comentez deciziile federației. Pe lor, federația e unicul organ abilitat să ia decizii în organizarea campionatului și probabil ei văd mai bine ce trebuie de făcut, ce nu trebuie de făcut. Eu știu doar o chestie. Arbitrii, până a deveni profesioniști, sunt antrenați, umblă la curs unde li se explică. În așa fază trebuie să procedezi așa, așa fază trebuie să procedezi așa, când se dă galben, când se dă roșu. Probabil trebuie să existe standarde similare și pentru conduita tuturor celor care participă la un meci de fotbal. Un jucător, dacă a făcut ceva similar, poate primea suspendare mai mult timp. Nu știu. Dar iar, nu vreau să comentez. Sper că federația a ținut cont de binele de fotbalului moldovenesc când a luat decizia asta. Maxim, practic ceea ce a făcut federația este să-l ducă pe Adlan Șișhanov la partida de la Orhei. Îl vom vedea în această finală a campionatului național între Milsami și Dacia și a săvârșit această pedeapsă la partida de astăzi cu Academia și va fi pe bancă la meciul cu Milsami. Dacă va dori pe bancă, dacă nu în tribuna oficială, unde dorește, va avea drept. Da, un plus foarte mare pentru Dacia, din moment ce o să fie capabil să fie pe stadion. Milsami joacă acasă, asta unul din puținele plusuri pentru ei. Vedem ce o să fie în continuare. Ca de obicei, părerile noastre nu prea sunt ca părerile celor de la FMF, însă asta e situația, îi vedem pe antrenori de talie mondială, cum ar fi Carlo Ancelotti, care după meciul cu Valencia s-a apropiat de arbitrul partidei și a bătut din palme sarcastic, a fost suspendat pe 2 meciuri. Aici noi vedem gesturi obscene și e suspendat pe 2 meciuri, ulterior suspendat pe 1 meci. Dacă ar fi făcut așa ceva Ancelotti față de fanii de la Atletico, ar mai fi stat pe bancă la Madrid? Nu ar fi făcut categoric. Deci, există un nivel și trebuie să-l menții, nu poți să te cobori sub el. Despre meciul din Orhei, tot am adus vorba, cred că să fie o presiune foarte mare pe Milsami, atât faptul că ei sunt obligați să câștige, pe urmă au suporterii. Dar probabil și pentru Dacia va fi o presiune în plus, pentru că ei vor ști că patronul lor este undeva foarte aproape și
Nu știu, sunt situații când acest lucru motivează, dar poate, în orice caz, el aduce mai multe presiune pe fiecare jucător. Și deja depinde cum se vor concentra. La meciul cu Zimbrus, spre exemplu, eu n-aș spune că Dacia a fost mult mai bun. La nivel de ocazie create, practic, a fost acel gol și nu prea mi-aduc aminte. A fost creat o altă ocazie de o parte sau de alta. Să vedem cum vor juca cu Milsami. Credeți că este necesar la această finală să fim, nu știu, arbitri din străinătate? Iar și decizia trebuie? Decizia federației. Decizia federației, dar și cluburile pot să solicite. Dacă federația merge pe o decizie că arbitrii moldoveni sunt capabili să arbitreze și cluburile nu spun nimic, se deleagă o delegație din Moldova. Okay. Dacă cluburile solicită, achită banii. E o chestie de încredere, până la urmă. Deci, dacă tot campionatul am încredere în arbitrii, mă rog, vine un arbitru și... După ce au spus Veres, nu prea era încredere. Bine, Veres e o temă foarte aparte și despre ea cred că se poate discuta, deși nu cred că foarte mult. E o echipă care a venit din Nicăieri și acolo și s-a întors. E foarte păcat că s-a întâmplat asta în fotbalul nostru, dar să revenim la arbitri. Dacă, în mod normal, federația va nominaliza brigada de arbitri pentru acest meci și, desigur, federația conștientizează că e un meci foarte important și nu va încerca să riște, da? Va trimite o echipă care e mai bine pregătită, care a arătat, mă rog, arbitraj mai echidistant. Desigur, numai dacă una din echipe consideră că ar putea să fie defavorizată sau are anumite suspiciuni, atunci are sens de apelat la arbitri internaționali. Deci asta se face numai atunci când nu există încredere. În primul rând în federație care deleagă arbitri și în al doilea rând deja în arbitri care vin la meci. La derbiul capitalei, cât și la derbiul Moldovei de astăzi, au fost 5 arbitri. Metoda celor de la UEFA cu 2 arbitri adiționali pe linia porții. Ar fi suficientă o delegație moldovenească cu 2 arbitri pe linia porții ca să mai ai, să fie încă 2 arbitri, încă 4 ochi în plus? Și ar fi suficient cu atât pentru dacă un derby? Dacă vor fi exact atâtea faze de gol cât la meciul Zimbru-Dacia, e suficient și un arbitru. Pentru că nici tușier, nici adițional. N-ai ce arbitra, dar sigur, Milsami-Dacia va fi un meci total diferit, se va juca intens. Deci 5 arbitri categoric e nevoie. Mergem mai departe, clasamentul după etapa de astăzi, Dacia pe primul loc cu 55 de puncte, urmate de Milsami și Șerif, 3 puncte în spate, 52 ambele, Tiraspol locul 4, 41 de puncte, așa se și termină acest clasament pentru Tiraspol, nu vor urca, nu vor mai coborâ, indiferent de ultima etapă, dacă nu greșesc, cei de la Tiraspol vor juca cu Zarea în deplasare în ultima etapă, probabil o victorie pentru Tiraspoleni, dacă nu, oricum nu va conta, rămân pe locul 4 și vor merge în cupele europene, fiindcă câștigătoarea și finalista cupei deja au locul în cupele europene, este Dacia sau Șerif. Să vorbim puțin și despre divizia A, un sezon important în care două formații, de multe nu au mai avut ca două formații din divizia A să-și dorească să evolueze în prima ligă. De obicei, în ultimele sezoane a fost doar câte una, a fost Veris, a fost ceva ani în urmă Sfântul Gheorghe, cei de la Găgăuzia din Comrat într-un sezon, însă n-am avut să vină două echipe cu mari ambiții din divizia în acest sezon, Speranța Nisporeni, care dorește să revină după foarte mulți ani pe prima scenă, și cei de la Petrocub Sărata Galbenă. Da. Cum vedeți aceste două proiecte care să vină pe prima scenă? Da, dacă nu mă greșesc, a mai fost o echipă din Sărata Galbenă care cu mulți ani în urmă s-a calificat în divizia națională, ulterior s-a mutat la Hâncești și a jucat, nu știu, un sezon sau două incomplete. Hâncești va juca și Petrocub, din ce am înțeles. Păi da, eu sper că această echipă nu va repeta soarta acelea, pentru că, într-adevăr, e trist să vezi cum într-o regiune din țară se dezvoltă un club de fotbal și el, la un moment dat... Și moare în alte zone. Moare, da, în alte zone. Speranța mi-e cunoscută mai mult prin faptul că au fan club, sunt destul de activi pe rețelele de socializare, e bine că este publicul alături, poate vor găsi și ceva bani să investească în infrastructura stadionului. Au și un director general, Petru Efros, un om pe cât de vulcanic, pe atât și de pasionat de fotbalul moldovenesc, și totodată fiul său, care este
va deveni, dacă totuși va îndeplini licența și va trece într-adevăr în divizia națională, va fi cel mai tânăr antrenor din fotbalul moldovenesc, doar 23 de ani. E vorba de celălalt Cristian Efros. Petru Efros, da, care a fost la Beşiktaş FIFA, da. Care a calificat Beşiktaş Chișinău în divizia națională, după care a desfințat. Bine, nu el a desfințat-o, dar iarăși Beşiktaş, ca și Veres și multe alte echipe sunt... Costuleni, Rapid, Nistru, sunt Iscra. Un fel de, nu știu, cancer pentru fotbalul nostru. Ele apar, bulversează campionatul, pe urmă dispare. E mult mai bine pentru noi să se dezvolte în regiuni, nu știu. La să fie chiar și două echipe din Chișinău, ar fi foarte, foarte frumos, dar cel puțin să aibă stadioanele aici. Cel puțin să fie legat susținerea echipei de anumite cartiere. De exemplu, cum în București este Giuleșteni, cei din zonă, țin cu Rapid. Militarii cu Steaua. Militari, da. Regia cu Sportul cândva. Cândva. Exact. Bine, noi rămânem cu speranța. Cu speranța, că speranța va avea unde juca la Misporeni, fiindcă nici ei nu au... stadionul încă în condiții foarte bune, sunt dorințe foarte mari la Nisporen pentru un gazon nou, dar să vedem cum vor decurge lucrurile acolo, cum va merge și cu Petrocub. Din divizia B sunt și mai mari planuri. Cei de la Spicul Chișcăreni, de la Clubul de Fotbal Ungheni și de la Cahul doresc și ei să ajungă în divizia A și chiar peste un an să facă pasul și ei în divizia națională. Luând în calcul Cahul, Ungheni, Chișcăreni, Nisporeni și Sărata Galben, în paranteză Hâncești, ar fi bine pentru fotbalul moldovenesc să avem în două sezoane, dacă calculăm cei care vor veni din divizia B, trebuie să mai treacă un sezon prin divizia, peste două sezoane să avem alte cinci localități pe harta fotbalului moldovenesc în divizia națională? Bine, asta s-ar putea întâmpla dacă se extinde numărul de participanți în divizia națională, că alternativei trebuie să se înlocuiască pe cineva. Adică, la moment, e puțin probabil că toate cinci vor fi în divizia națională. La noi, probabil este, adică, sigur este problema cu atractivitatea diviziei A. Țin minte, cu mai mulți ani în urmă, divizia A jucau echipe destul de bune și, într-adevăr, cele care se calificau puteau să joace bine în prima ligă. Acum iese că sunt două categorii de echipe. Echipe care pot juca în divizia națională și corespund licenței și celelalte echipe deja nici măcar nu sunt motivate să lupte pentru divizia națională și divizia mai mult reprezintă un fel de bază de pregătire pentru echipele a doua a cluburilor din divizia națională. Important să fie o dezvoltare sustenabilă, adică dacă Spicul acum se califică în divizia A, nu știu, poate va câștiga divizia la anul sau nu, dar cel puțin trebuie să existe în continuare, să se dezvolte, să nu fie așa. Și acolo erau unele scandaluri acum pe final de sezon. Fostul antrenor de portare al echipei naționale, fost mare portar moldovean care a jucat și în România la Poli Timișoara, Adrian Bogdan, a plecat cu unele replice de la această formație. Era acolo antrenor în staful lui Constantin Arbănaș, un alt mare fotbalist român, a jucat pe la Gloria Bisă, la Sheriff Tiraspol. O echipă foarte bună, cu un staff foarte bun, care vedem că pe final de sezon au venit aceste izbucniri de conflicte. Să sperăm că vor depăși cei de la Chișcăreni aceste probleme interne și să poată să treacă mai departe în divizia. Da, desigur, sperăm să fie în general evitate orice tip de conflicte. Ce ține de divizia A, sunt bucuros pentru ambele echipe, sper să treacă licențierea, deoarece Petrocub au mai fost promovate în 2000-2001, 2007-2008, însă nu au obținut licență și uite ce a ieșit. Vedem ce fac ei în sezonul 2015-2016. O localitate rurală unde pentru prima dată a fost așternut și a fost construit un stadion cu un gazon artificial. O localitate din punct de vedere cu o infrastructură destul de dezvoltată. La fel vedem și Speranța Nisporeni cu un fan club, cu meciuri jucate în divizia națională, cu sezoane așa bunicele. Așa că de ce nu viitoare campioane, nu?
Și meciuri frumoase și apasionante, și în special pentru cei care iubesc să călătorească, cum este fan clubul celor de la Zimbru, care își doresc foarte mult să iasă din Chișinău la fiecare deplasare. Da. O deplasare la Nisporeni, la Sărata Galbenă, la Cahul, Ungheni și la Chișcăreni ar fi un interes nou și pentru suporterii din Chișinău. Fan clubul întotdeauna iese, deci nu-ți minte cazuri când n-ar fi făcut o deplasare. Astăzi. La partida cu Șerif. Chiar și azi au fost suporteri. În... Individual, nu ca și fan club. Oricum, au fost. Am ajuns pe finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre Divizia Națională, etapa 30-a cu, spuneam, 21 de goluri. Ne vom aștepta și în etapa viitoare, când se vor pune punctele pe ei pentru finalul sezonului. Atâtea goluri sau va fi o etapă cu puține goluri, una tacticizată între cele trei formații, deci două partide, mă rog, la Ternovca, între Dinamo Auto și cei de la Șerif, nu va fi mare lucru. Da. Însă la Orhei vă așteptați la goluri? General, așteptăm goluri. Unicul meci cu miză este de la Orhei, celălalt chiar nu contează. Chiar și pentru statistică nu cred că va influența, pentru că maximul ce s-ar putea întâmpla Șerif să dea o ploaie de goluri la Ternovca, dar asta ar putea să nu-i salveze dacă da ce am măcar un punct. Deci, ploaie de goluri probabil că nu o să fie, dar vom privi meciul Dacia cu Milsami la Orhei. Maxim, o finală adevărată va fi? Sper o finală adevărată. Cine știe să nu fie meciul suspendat sau se întâmplă cazuri de care vrei, sper să fie un fair play și un meci frumos. Dar mința, până la urmă, e că Milsami trebuie să câștige și apoi... Dacă Milsami bate pe cei de la Dacia și Șerif bate pe cei de la Dinamo Auto, toate trei formații, Șerif, Milsami și Dacia, vor avea câte 55 de puncte, iar Milsami va fi campioană pentru că are victorii în meciurile directe și față de Dacia și față de Șerif. Ar fi frumos. O premieră pentru Republica Moldova, pentru fotbalul moldovenesc, trei formații la egalitate după un sezon cu multe probleme, cu echipe retrase, cu sancțiuni, cu fan interziși și cu toate ingredientele. Vă mulțumesc, Mihai, Maxim, pentru participare. Vă mulțumim. Mersi pentru invitație. Dragi telespectatori, așadar, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Ecoul Sportului. Am fost Mihai Burciu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!